Vom redeschide cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 25. S-au citit în aceste zile, de ieri și până astăzi, multe locuri din Scriptură care ne descriu evenimentele petrecute cu ocazia întrupării Domnului Iisus, a nașterii sale dumnezeiești. Vom citi în această dupămasă, în această seară, cuvântul pe care l-am anunțat, Luca 2, începând cu versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl științase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Primele două capitole din Evanghelia după Luca mai sunt cunoscute și sub numele de Evanghelia copilăriei. În aceste prime două capitole sunt relatate evenimentele din primii ani de viață a Domnului nostru Iisus, evenimente descrise chiar înainte ca Domnul nostru Iisus să se nască, acele împrejurări dumnezeiești prin care este anunțată venirea în lumea Domnului, întruparea sa din fecioară. Apoi sunt descrise faptele petrecute în familia preotului Zaharia, cu nașterea lui Ioan Botezătorul, cu revelația dată prin Duhul Sfânt acestui preot, care a vorbit din partea lui Dumnezeu despre ce urma să fie Ioan Botezătorul și ce urma să fie Domnul Iisus. Deci sunt relatate evenimente din viața Mariei, din viața Elisabetei, din viața acestei tinere familii, Iosif și Maria. Iar apoi este consemnată nașterea Domnului Iisus, povestea magilor, povestea păstorilor, împotrivirea lui Irod, fuga în Egipt, revenirea din Egipt și, desigur, și pasajul pe care l-am citit, care ne arată ce s-a întâmplat în ziua a 8-a după ce Domnul Iisus s-a născut, când după rânduiala legii mozaice a fost dus în templu pentru a fi tăiat împrejur. În aceste prime 4 capitole găsim 4 cântări, 4 imnuri. Ele așa și sunt cuprinse în textul Evangheliei, cu ghilimele, preluate din tradiția din vremea aceea. Să nu uităm faptul că aceste evenimente s-au petrecut 30 de ani înainte ca Domnul Iisus să se nască, înainte să-și înceapă misiunea, 30 de ani înainte să-și înceapă misiunea. Apoi, la vârsta de 29-30 de ani, când Domnul și-a început misiunea, el a fost cunoscut. Au trecut mulți ani, poate 40 de ani, până când să fie scrisă Evanghelia după Luca. Și cu alte cuvinte, aceste 4 cântece pe care le găsim aici
au rămas în memoria creștinilor, în memoria iudeilor evlavioși din respectiva vreme și apoi preluate și aduse în biserica creștină și cântate cântări pentru slava lui Dumnezeu. Am putea spune, dintr-o anumită perspectivă, că aceste patru imnuri la care ne vom referi ar fi și primele patru colinde. Nu știu dacă poate fi demonstrat așa științific lucrul acesta, dar pus în contextul sărbătorii noastre, putem să ne uităm la ele așa. Avem primul imn, este cântarea Elisabetei și a Mariei, amândouă au vorbit prin Duhul, lăudând pe Dumnezeu. Această cântare este cuprinsă în Luca 1, de la 42 la 55, se mai numește și Magnificant. Apoi avem cântarea lui Zaharia, care este supranumită și Benedictus, este cuprinsă între versetul 42 și 55. Dacă vă uitați cu atenție în Biblie, o să observați că sunt puse în ghilimele. Două puncte și ghilimele. Adică evanghelistul preia textul, strofele acestor cântări și le-a pus acolo. Acestor prorocii sub formă de cântare și-au fost puse acolo. Avem apoi imnul îngerilor din Betleem, Gloria in excelsis Deo, Luca 2 cu 14, foarte frumos acest imn, e din nou cu ghilimele. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și ultima cântare este cea a lui Simeon, pe care am citit-o, Luca 2, de la versetul 29 la versetul 32. Am ales în această seară, această după masă, să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu la aceste imnuri și să le cercetăm. Să ne uităm la aceste cuvinte și să le cercetăm. Am găsit în ele, stimați frați, stimate surori, patru mari adevăruri, poate chiar cinci, și cu ajutorul lui Dumnezeu să le observăm la oaltă. Mai întâi de toate, aș dori să le identificăm. Primul rând, Dumnezeu are un plan pentru omenire. Firul roșu care străbate mesajul acestor patru cântece este că Dumnezeu are un plan pentru omenire. Dumnezeu n-a abandonat omenirea. Dumnezeu are un plan pentru omenire. Adevărul al doilea anunță că Dumnezeu este accesibil. El este aproape de oameni. Dumnezeu, care are un plan pentru omenire, a hotărât să cerceteze omenirea. A hotărât să se apropie de oameni. Adevărul al treilea. Dumnezeu se apleacă spre cei umili, spre cei smeriți și respinge pe oamenii îngânfați, pe oamenii mândri. Adevărul al patrulea, Dumnezeu cercetează omenirea cu îndurare salvatoare. El se apropie de oameni ca să mântuiască. Și al cincilea adevăr, Dumnezeu, în mijlocul întunericului acestei lumi, are totuși oameni în care își găsește plăcere. Aceasta ar fi sumarizată teologia acestor patru colinde, patru imnuri. Eu mă bucur mult să avem în mijlocul nostru cântări pe care le cântăm la adunările noastre, slavă lui Dumnezeu pentru aceste cântări. E tare important ca în textul cântărilor să se găsească adevărul biblic, să se găsească cuvânt din partea lui Dumnezeu, să fie Evanghelie curată. Câteodată în cântări se pot strecura lucruri care nu sunt în Scriptură și nici în Spiritul Scripturii. Vegherea noastră, dorința noastră e ca în cântările noastre să fie arătat cuvântul lui Dumnezeu. Și din perspectiva aceasta să ne uităm la aceste patru imnuri ca să regăsim în ele profunzimea revelației biblice a cuvântului lui Dumnezeu. Și fie ca mesajul primit în dimineața aceasta în mijlocul nostru să fie binecuvântat de Dumnezeu. Să le luăm în detaliu. Primul rând, Dumnezeu are un plan pentru omenire. În Luca 1 cu 45, strofa acestui cântec spune așa: ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și versetul 49, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt.
Aceste strofe, aceste versuri înalță faptul că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu controlează toate evenimentele și El are un plan pentru omenire. El n-a abandonat omenirea. Adevărul acesta este subliniat în multe locuri în Scriptură. Dumnezeu este suveran din veșnicie în veșnicie. El are toată puterea în cer și pe pământ. El stăpânește peste lumea oamenilor, peste lumea îngerilor. El stăpânește peste viață și peste moarte. Dumnezeu este suveran. El are un plan. Cu privire la planul său, în cuvântul lui Dumnezeu, Isaia 46, versetul 10 la 11, găsim cuvinte de care trebuie să ne aducem aminte. Auziți ce este scris aici. Isaia 46, începând cu versetul 10 la 11. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată un om care să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi împlini, zice Domnul. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu veghează ca planul pe care îl are să se ducă la îndeplinire. Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11, Dumnezeu anunță sensul planului său pentru poporul său. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu are un plan bun pentru noi. Dumnezeu, în îndurarea Lui, are un plan bun pentru viața noastră. El se gândește la noi. El nu ne-a abandonat. Este bine, în această dimineață, sărbătorind întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, să retrăim în sufletul nostru speranța adevărului că Dumnezeu are un plan pentru noi, că El a pregătit un viitor și o nădejde pentru sufletul nostru și că nu ne-a lăsat. De acest lucru să ne aducem aminte și El, acest adevăr, să ne umple de încredere și de speranță. Binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Așa cum vestise mai dinainte și în cântarea din Luca 2 cu 70 apare acest gând. Cum vestise mai dinainte prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel, El și-a arătat îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul Lui cel Sfânt. În planul Lui, în îndurarea Lui, Dumnezeu s-a gândit la noi, în suveranitatea Lui a făcut un plan. Și este foarte important și încurajator să descoperi că Dumnezeu are un plan pentru noi. Nu ne-a abandonat, ne găsim în gândurile Lui Dumnezeu, în inima Lui Dumnezeu, în socoteala Lui Dumnezeu. El se gândește la noi ca să ne dea un viitor și o speranță, o nădejde. Lăudat să fie numele Lui în veci. Poate că pentru cei care suntem mai în vârstă decât mine, acum încep și eu să mă număr între ei, deși nu cred că îmi șade bine, încă sunt în perioada aceea de viață în care pot să spun, dacă vă aduceți aminte, într-un psalm scrie așa, am fost tânăr și am îmbătrânit. Ei, în ce mă privește, spun, am fost tânăr, dar partea a doua să mai treacă o vreme. Deși au început să-mi spună, fost acum în Statele Unite și cineva mi-a zis, frate, Nelo, bag de seamă că ai încărunțit. Și eu am râs. S-a uitat la mine, dar de ce râzi? Păi zic, la mine are ce? Că cel care observase nu prea avea ce să-i încărunțească. Da. Da. Și altul de acolo a zis, lasă că tot tânăr te ții. Și am râs iară. S-a uitat la mine și a zis, acum chiar nu te înțeleg de ce râzi. Și a zis, iată de ce râd acum. Când am avut 25 de ani, nimeni n-a observat că sunt tânăr. De-aia râd acum. Așa că și partea asta este adevărată. Ce voiam să spun este că poate pentru cei mai în vârstă dintre noi, faptul că Dumnezeu are un plan ne aduce bucurie. Dar mai mare bucurie aduce pentru oamenii care se uită la acești copii mici. Și mesajul este pentru ei. Dumnezeu are un plan. Are un viitor. E gândită în inima lui Dumnezeu o speranță. Primele colinde au cântat frumusețea planului lui Dumnezeu pentru omenire. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, al doilea adevăr, cântat în aceste cântări,
e că Dumnezeu este accesibil. El este aproape de oameni. Dumnezeu nu e departe. Dumnezeu se apropie de poporul său. Dumnezeu cercetează pe poporul său. Dumnezeu veghează asupra poporului său și se apropie de el făcându-se accesibil, se revelează, este cunoscut, poate fi cunoscut. Să regăsim în textul acestor cântece acest adevăr. Luca 1, versetul 43 la versetul 44. Elisabeta a dat lui Dumnezeu laudă zicând: cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu, fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Și apoi citim despre Simeon, care l-a luat în brațe pe Iisus, care era prunc, și a zis, și iată că în Ierusalim, și a zis, citim despre el că Duhul Sfânt se găsea peste Simeon, îl înștiințase că nu va muri până nu va vedea pe Hristosul Domnului, iar el a venit în templu și ce este foarte important este să observăm această cântare a lui Simeon cu cuvintele: sloboade în pace pe robul tău, căci iată, sloboade în pace pe robul tău, Stăpâne Doamne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Acest detaliu este încurajator. Au văzut ochii mei mântuirea ta. A venit în templu mânat de Duhul Sfânt, a luat în brațe pe prunc. Acest moment emoționant, un profet în vârstă, cu numele Simeon, un om căruia îi vorbise Dumnezeu că nu va muri până când nu va vedea mântuirea lui Dumnezeu, până nu îl va vedea pe Mesia. Iar acum, luminat de Duhul Sfânt, a înțeles, Mesia a venit. Ce-a trăit oare Simeon când l-a avut în brațele lui pe copilul Iisus? Și-a știut, este Hristosul. Acea întâlnire, acea emoție, acea bucurie care l-a făcut să exclame: de acum, sloboade în pace pe robul tău. Dumnezeu este aproape, este accesibil. Sau cum găsim tot în această cântare despre ce au spus păstorii, slavă lui Dumnezeu, ce au spus îngerii, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Din nou este subliniat acest adevăr: Dumnezeu este aproape, Dumnezeu este accesibil. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Stimați frați și stimate surori, pe mine aceste adevăruri mă umplu de bucurie. Dumnezeu este aproape. El poate fi găsit. El se descoperă. El este accesibil. El se revelează într-un mod smerit, accesibil tuturor celor care doresc să-L cunoască. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta este limpede. Amintiți-vă ce spunea Mântuitorul, Matei 11, versetul 28 la versetul 30. Iisus a spus: învățați de la mine, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dumnezeu a ales să se apropie de oameni într-un mod accesibil oamenilor. El nu a venit între noi în forma unei furtuni dezlănțuite, în forma unui foc mistuitor, a unei ploi de meteoriți sau cine știe ce evenimente catastrofice. El s-a apropiat de noi oamenii într-un mod accesibil, blând și smerit, un copil într-o iesle, într-o formă pe care o putem asimila și în care ne putem bucura, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și de acum, cine dorește să-L cunoască pe Dumnezeu, poate să facă asta. Profetul Isaia anunță aceste lucruri, Isaia 55 cu versetul 6. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Isaia 65 cu versetul 24.
Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Dumnezeu este aproape, este accesibil, lăudat să fie numele Lui în vecii vecilor. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, Apostolul Pavel a vorbit despre faptul că Dumnezeu este aproape și este accesibil. Adresându-se unui auditoriu păgân, oameni care l-au confundat pe Apostolul Pavel cu unul dintre zei și au dorit să-i aducă jertfă, Apostolul Pavel i-a oprit din acest gest al lor și le-a vorbit cu aceste cuvinte, versetul 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți din unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. A vorbit unor oameni necredincioși, unor oameni care erau înfășurați în legăturile idolatriei, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, confundau pe Dumnezeu cu zeități, slujau în locul Dumnezeului cel adevărat unor duhuri necurate care se găseau în spatele acelor zeități false. Acestor oameni, Apostolul Pavel le-a spus așa: Dumnezeu a așezat vremuri. Dumnezeu a hotărât ca oamenii să-L caute și să se silească să-L găsească bâșbâind. Și apoi a încheiat zicând: măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Nu este departe nici de dumneata. Este aproape. Este accesibil. El ne vorbește prin atâtea și prin atâtea împrejurări. Ne cercetează în mila Lui salvatoare și își arată față de noi bunătatea. Slăvit să fie în numele Lui în vecii vecilor. Faptul că Dumnezeu este aproape, că-L poți descoperi, trebuie să te îndemne să-L găsești pe Dumnezeu. Faptul că n-ai o relație personală cu Dumnezeu sau că ești departe de Dumnezeu, sau ai putea să te îndepărtezi de Dumnezeu, reflectă lipsa de căutare. Și nu pot în această dimineață să nu pun întrebarea dacă Dumnezeu care are un plan pentru tine și dacă Dumnezeu care a hotărât să se reveleze, să fie accesibil și să poată fi cunoscut, ne-a făcut nouă atâta bine. Întrebarea este: ești aproape de Dumnezeu? Este între tine și Dumnezeu o legătură, o relație, o părtășie, o comuniune? Sau stai departe de Dumnezeu? Am citit despre unul dintre părinții bisericii din vechime, numele lui este Macarie Egipteanul. Omul acesta l-a slujit pe Dumnezeu într-un mod care a atras atenția contemporanilor săi. Într-o zi, unul dintre ucenicii acestui om al lui Dumnezeu l-a întrebat: ce să fac, om al lui Dumnezeu, ca să-L cunosc și eu pe Dumnezeu, să-L înțeleg și să-L descoper așa cum îl cunoști dumneata? Era dimineață. Macarie Egipteanul se spăla pe față, luând apă cu pumnii dintr-un butoi. A zis ucenicului: dă-te mai aproape de mine. Și când ucenicul mai tânăr s-a dus mai aproape de el, Macarie l-a luat așa pe neveste după cap și l-a băgat cu capul în apă în butoi și s-a apăsat bine pe capul lui. Și l-a ținut acolo un pic. După o vreme i-a dat drumul și speria discipul, după ce și-a mai revenit, ce s-a întâmplat. Învățătorul lui a spus așa: băiete, când îl vei dori pe Dumnezeu cum ai dorit aerul când erai cu capul în butoi și m-a păsat pe tine, atunci o să-L cunoști și o să-L descoperi. Sunt cuvintele spuse de profeți. Mă veți găsi, zice Domnul, dacă mă veți căuta cu toată inima. E disponibil, e accesibil, e aproape, dar se descoperă celui care îl caută cu toată inima. Asta s-a cântat în primele colinde. Dumnezeu are un plan pentru tine, e aproape de tine, îl poți cunoaște, dar trebuie să-l cauți cu tot sufletul tău, cu toată inima ta. Adevărul numărul 3. Dumnezeu se apleacă spre cei umili și respinge pe cei mândri. Dumnezeu este aproape de oamenii smeriți și ține la distanță, îndepărtează de El pe cei îngânfați, înfumurați și mândri. Luca 1, versetul 51 la versetul 53, acest adevăr este cântat în acest cântec. El, despre Dumnezeu este vorba, a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor,
a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce cuvinte adânci! El a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri, a răsturnat pe cei puternici, a înălțat pe cei smeriți. Acest adevăr, Dumnezeu se apleacă spre oamenii smeriți și este împotriva celor mândri, este regăsit în foarte multe locuri în Scriptură, și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Aduceți-vă aminte de ce spunea apostolul Pavel, apostolul Petru: tinerilor, fiți și voi supuși celor mai bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și în Proverbe 16:18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Cuvinte care arată că Dumnezeu este împotriva celor mândri și este de partea celor umili, de partea celor care sunt smeriți. Așa se vede și în Evanghelia prezentată, care prezintă evenimentele nașterii Domnului nostru Hristos. Dumnezeu a ales o fecioară simplă, o fată necunoscută dintr-o localitate fără însemnătate, Maria, un oraș neînsemnat, mai târziu Nazaret, o familie puțin remarcată. În casa de poposire nu se găsea loc pentru ei. Dumnezeu a trimis pe îngeri să se arate unor păstori, oameni din pătura de jos a societății, oameni modești, oameni simpli. S-a ferit de Irod, s-a ferit de cărturari și de farisei, ulterior au fost întorși la Dumnezeu dintre ei, însă rog să observați această plecare a lui Dumnezeu spre oamenii smeriți, spre oamenii din pătura de jos. Așa cum găsim scris și la Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 25, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: în vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot așa nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să îl descopere. Acela care vrea Fiul să îl descopere, acela cunoaște pe Tatăl. Și aici Domnul Iisus a spus: aceste lucruri sunt ascunse de cei înțelepți și pricepuți și descoperite pruncilor. Aplecarea lui Dumnezeu spre cei modești, spre cei cu inimă simplă, spre cei smeriți și îndepărtarea de la Dumnezeu a celor care sunt îngânfați, se bizuiesc pe ei, pe resursele lor, pe puterile lor, pe inteligența lor, pe influența lor, pe resursele lor, cum spuneam. Dumnezeu să ne ferească de mândrie, să ne ferească de înfumurare. Notați, vă rog, în mesajul primelor colinde s-a cântat și acest adevăr: Dumnezeu e aproape de omul modest și îndepărtează de la el pe omul înfumurat, pe omul mândru, pe omul îngânfat. Cum ne este inima? Adevărul e că nu trebuie să ai multe lucruri ca să fii mândru. Eu am cunoscut oameni lipsiți, dar bolnavi de o mândrie nebună. Bolnavi de mândrie nebună. Și am cunoscut oameni, și nu puțini, influenți, educați, oameni puternici, dar modești. Oameni smeriți. Până la urmă depinde de inimă. Cele care ne sunt în jurul nostru pot să fie un prilej de ispită. Dumnezeu să ne ajute să le ținem în exteriorul inimii noastre, ca să ne rămână sufletul smerit. Dar dacă ne uităm cu atenție în Evanghelie, se va putea vedea acest mesaj trimis de Dumnezeu. Domnul arată îndurarea Lui, mila Lui, ajutorul și binecuvântarea Lui omului smerit. Iar cel care este mândru și îngânfat este îndepărtat de la Dumnezeu. Peste el stă mânia și judecata lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să fim smeriți.
Adevărul numărul 4. Dumnezeu cercetează omenirea cu îndurare salvatoare. Acest adevăr se regăsește cel mai bine reprezentat în aceste patru cântări. Luca 1:54-55. Cântarea aceasta spune așa: a venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri Avram și sămânța lui, față de Avram și sămânța lui în viac. Sau versetul 68-69. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Sau versetul 76-79, alt cântec, cel al lui, al preotului Zaharia. Și tu, prungule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Din nou, Dumnezeu cercetează omenirea pe poporul său cu îndurare salvatoare. Și în Luca 2, de la versetul 10 la versetul 11, îngerul a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Și Simeon, după cum am citit înainte, tot despre mântuire, despre îndurarea salvatoare a lui Dumnezeu a vorbit: acum slobozește în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea pe care a rânduit-o pentru poporul tău. Frați și surori, adevărul este că Dumnezeu are o îndurare salvatoare și față de noi și generația noastră. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru lucrul acesta. El are o vreme a cercetării, o vreme a mântuirii și pentru noi cei care ne găsim aici. Un plan plin de îndurare pentru sufletele noastre, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. El se găsește în legământ cu lumea. El dorește salvarea sufletului nostru. El e gata să ierte păcatele noastre și să ne primească în împărăția sa slăvită. Dumnezeu este gata să ne primească. Această îndurare salvatoare a lui Dumnezeu este cuprinsă în mesajul Evangheliei. Dumnezeu ne cheamă și pe noi la mântuire. Și nu pot în seara aceasta să nu observ faptul că pentru tine și pentru mine există un ceas al mântuirii. M-am bucurat foarte mult când în zilele acestea, dintre cei care vin la Biserica Emanuel și nu s-au botezat în apă, tineri și nu numai tineri, m-au abordat și mi-au spus: vreau să mă botez în apă. O să vină vremea când îi vom cunoaște pe cei care au decis să se boteze în apă. Îi vom vedea în apa botezului cu ajutorul lui Dumnezeu. În zilele care vor urma, trebuie să începem un curs de pregătire pentru cei care se botează în apă. M-am bucurat foarte mult. Până acum, 4 oameni care nu sunt crescuți în Biserica Emanuel să spună: vrem să ne botezăm în apă. Și acum e rândul și tinerilor noștri. Dumnezeu cercetează pe oameni cu îndurare salvatoare. Dimineața am stat de vorbă cu o pereche, am venit la casa Domnului și ne-am bucurat de părtășie la oaltă. I-am întrebat: v-ați botezat în apă? Și au spus: nu. Ați mai fost la biserică? Da. Când? Duminica trecută. I-a spus: de unde sunt? Vă îndemn să vă întoarceți la Dumnezeu, să vă puneți viața în rânduială, să încheiați legământ cu Domnul. Mare mi-a fost bucuria când unul dintre bărbații care vin în această adunare mi-a trimis un mesaj: frate păstor, ce ar trebui să fac dacă aș vrea să mă botez în apă? Și a pus problema. Și am știut. Dumnezeu cercetează pe oameni cu îndurare salvatoare și este și vremea sufletului tău. Dumnezeu are un plan. Asta s-a cântat în primele colinde. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu este accesibil. Dumnezeu cercetează cu îndurare salvatoare. Este aproape de oamenii smeriți și îndepărtează pe oamenii îngânfați și mândri.
Mesajul acesta trebuie să ajungă din inimile noastre. Trebuie să ne convingă sufletele să ne întoarcem la Dumnezeu. Există o vreme a cercetării. O vreme în care îndurarea lui Dumnezeu este salvatoare. Și dacă se sfârșește vremea aceasta a cercetării, a îndurării, după aceea vine vremea judecății. E înțelept ca în vremea în care Dumnezeu este favorabil să ne întoarcem la El cu toată inima și să Îl cunoaștem. Pentru că dați-mi voi să observ, în ultimul rând, că în cântecele acestea, primele colinde, este arătat un adevăr către care suntem chemați să luăm aminte și pe care să-L integrăm în viețile noastre. Dumnezeu are oameni în care își găsește plăcerea. Luca 2 cu 14. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Dumnezeu are oameni în care își găsește plăcerea. Are un popor a cărui mântuire o lucrează, un popor a cărui izbăvire o caută. Luca 1, versetul 74 cu 75. După ce ne va izbăvi din mâna vrășmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Dumnezeu are un popor al Lui, are oameni în care își găsește plăcerea. În primele capitole din Evanghelie, această Evanghelie a copilăriei, sunt remarcate câteva nume de oameni drepți. Și dacă ar fi, după ce încheiem partea aceasta de citire a Evangheliei, să vă uitați în celelalte capitole, veți băga de seamă că nu mai apar așa de multe nume. În centru este Domnul Iisus, a cărui voie este propovăduită. Dar acolo, la început, cu ocazia nașterii Domnului Iisus, sunt remarcate aceste nume. Elisabeta și Zaharia, oameni plăcuți lui Dumnezeu. Maria, o tânără fecioară care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și L-a slujit pe Dumnezeu cu sacrificiu. Iosif, un om neprihănit, un om temător de Dumnezeu, care s-a gândit la sacrificiu suprem, când a zis să o lase pe ascuns, a avut în mintea lui un plan. Nu pot interpreta altfel cuvintele decât că, observând că Maria este însărcinată, știind că n-are nicio treabă cu asta, în același timp, înțelegând frica de Dumnezeu pe care fata aceea a arătat-o, Maria, logodnica lui, nu-și putea explica de ce este însărcinată. Atunci a decis să o lase pe ascuns. Și ce însemna asta practic? Într-o zi, efectiv, să dispară din localitate. Să se ducă. Să nu mai știe nimeni de urma lui. Și în urmă să rămână fata. Și comunitatea să spună, nemernicul acela s-a dus și a lăsat-o cum a lăsat-o. Și așa ar fi fost salvată, ca să nu facă de râs reputația ei. Dacă găsiți o altă explicație mai bună a cuvintelor, aș fi bucuros să conversăm la încheierea slujbei. Dar așa aș înțelege ce a vrut să facă Iosif. Și Domnul i s-a arătat și a spus să nu te temi. Este curată. Ce se întâmplă cu ea este de la Dumnezeu. Cu ea se împlinesc cuvintele. Iată că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Ce este cu ea este de la Duhul lui Dumnezeu. Se naște Mesia. Nu te teme, ia-o la tine. Omul acela a fost un om plăcut lui Dumnezeu. Găsim apoi despre magi, oameni din îndepărtare, oameni care nu făceau parte din poporul Israel, dar care au venit din răsărit, înțelegând mesajul citit prin arătarea acelei stele și cu siguranță că este rezonanță și în profețiile vechi pe care le găsim încă din cartea Geneza și din cartea Exodul. Păstorii, oameni plăcuți lui Dumnezeu, Ana, Simeon, iar în ce o privește pe Ana, citim în cuvântul lui Dumnezeu aceste cuvinte care de asemenea îmbărbătează. Rămasă văduvă și fiind încă în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Iată, oameni plăcuți lui Dumnezeu, această Ana am putea o socoti nu doar
profet, ci și primul om care a vorbit despre Iisus Hristos celor care erau dispuși să audă. Oameni plăcuți lui Dumnezeu. Ne găsim oare și noi în rândul celor plăcuți lui Dumnezeu? Este viața noastră pusă în slujba lui Dumnezeu? Avem aceste exemple de oameni evlavioși și suntem chemați și noi să le urmăm. Încheierea mesajului din această dimineață, înainte să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, vă aduc aminte că în mesajul primelor colinde, aceste patru cântece consemnate, textul lor, strofele lor în Evanghelia după Luca, sunt cântate aceste cinci mari adevăruri teologice. Dumnezeu este suveran și are un plan pentru omenire. Slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Dumnezeu este accesibil, poate fi cunoscut. 3. Dumnezeu este aproape de cei smeriți și ține la distanță și îndepărtează de la el pe cei îngâmpați și mândri. 4. Dumnezeu cercetează omenirea cu îndurare salvatoare. Și 5. Dumnezeu are oameni în care își găsește plăcere. Și acum, în încheiere, dăm voie să pun o întrebare foarte personală. Ești un om în care își găsește Dumnezeu plăcerea? Este viața ta o viață în care își găsește Dumnezeu plăcerea? Să știți că Dumnezeu are oameni în care își găsește plăcerea. Și dacă și-ar găsi plăcerea în toate ființele de pe fața pământului, în toți oamenii care locuiesc pe fața pământului și nu și-ar găsi plăcerea în tine, pentru dumneata, n-ar însemna nimic. E important să-și găsească plăcerea în tine. E important să-ți fie predată viața lui Dumnezeu. Și în rugăciunea care va urma înaintea despărțirii noastre, vă chem să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, să-i cerem să ne ajute să împlinim în viața noastră voia Lui și să ne binecuvânteze ajutându-ne să-L slujim cu credință. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.